Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Scopul unei relații este să te facă mai împlinit și mai fericit, nu necăjit, enervat și plin de resentimente. Există lucruri pe care partenerul tău le poate face care transformă relația într-una toxică, în moment în care e mai bine să pui punct decât să continui. Așa că astăzi vreau să vorbim despre 6 lucruri pe care dacă iubita ta le face, e timpul să o părăsești. Atenție, aceste lucruri se aplică și pentru băieți, deci dacă iubitul tău le face, părăsește. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul semn că e timpul să încheie relația este că nu te respectă. Te supune mereu la teste, te condiționează, te tratează ca și cum i-ai fi inferior și nu se ține de cuvânt. Acestea sunt doar câteva lucruri care arată o lipsă de respect. Într-o relație sănătoasă, ambii parteneri trebuie să se afle pe aceeași treaptă, adică nu unul să fie dictator și altul sclav, pentru că cel supranumit sclav nu va avea un timp foarte drăguț. Și asta duce la foarte multe certuri, foarte multe neînțelegeri, pentru că cel suprimat se va răzvrăti mereu. Deci dacă ai încercat toate măsurile necesare ca să-și ceri dreptul la respect și nu l-ai primit, cred că e timpul să încheie relația, pentru că partenerul care are aere de superior nu va înceta așa din senin. Al doilea semn că trebuie să încheie relația sau să te gândești foarte serios la asta este că partenerul tău folosește Tinder sau flirtează foarte des. Când o întrebi de ce are Tinder, un posibil răspuns ar putea fi: știi, mai socializez și eu, mai vorbesc eu cu băieții, știi cum sunt, sunt mai vorbăreați așa. Ce se află de fapt sub acest răspuns este: stau cu tine doar pentru că n-am avut o variantă mai bună și folosesc Tinder că poate să o evi o ocazie. Tu ești doar o etapă intermediară, pentru că știi cum e, mai bine să ai pe cineva decât să nu ai pe nimeni. Asta înseamnă că nu ține cu adevărat la tine și că nu ți-e loială sau loial. Și relația o va lua în jos, pentru că din momentul în care ai aflat că folosește Tinder, gelozia își va face apariția cu siguranță. La fel se treaba și cu flirtul. Prima dată poți spune că, hai mă, poate mi s-a părut mie. A doua oară îți dai seama că e ceva la mijloc și a treia oară e clar cu siguranță că face asta intenționat. Când partenerul tău chiar ține la tine și la relația voastră, nu va risca să te piardă jucând astfel de jocuri murdare doar ca să te facă gelos. Deci dacă are Tinder sau flirtează în mod repetat, e clar că nu te prețuiește atât de mult pe cât credeai și mă tem că e timpul să pui punct relației. Al treilea și cred că cel mai clar semn că trebuie să pui punct relației, doar că unii nu vor să înțeleagă, este atunci când te înșală. Să-i oferi a doua șansă după ce te-a înșelat e ca și cum i-ai oferi leului a doua șansă să te muște. De obicei, cei care înșală o fac dintr-un motiv asupra căruia tu nu ai niciun control, adică nu îi poți determina să nu te mai înșele pe viitor. Și probabilitatea e mare să o facă din nou. Nu-ți vei scoate niciodată din cap faptul că te-a înșelat și acest gând va contamina relația dacă alegi să-l ierți. Așadar, dacă ai fost înșelat, știu că doare foarte tare și e greu să treci peste, dar trebuie la un moment dat să o faci și să nu mai acord șanse persoanei care te-a rănit. Al patrulea semn că trebuie să pui punct este că ascunde relația cu tine. Să ascundă relația cu tine nu înseamnă că nu vrea să posteze poze pe Instagram cu voi doi. Eu sunt de părere că o relație privată este mai sănătoasă. Să ascundă relația cu tine înseamnă că atunci când o întreabă cineva dacă e singură, ea spune da. Sau să nu vrea să se afișeze cu tine în public. Nu vrea să fie văzută când o ții de mână, când o săruți sau în orice alt spațiu public. Dacă ascunde relația înseamnă că e o situație la fel ca în cazul cu Tinder, adică așteaptă ceva mai bun, așteaptă să o abordeze altcineva. Dar dacă alți băieți ar ști că e într-o relație, nu ar mai fi atât de interesați de ea. Așadar, dacă îi e rușine cu tine, trebuie să te pună pe gânduri acest lucru. Al cincelea semn că e timpul să închei relația este că îți pune restricții. Nu te lasă să ieși cu prietenii tăi, să dai like altor fete sau să vorbești cu orice altă persoană de sex feminin. E prea posesivă și când ești într-o relație cu cineva posesiv, viața nu mai e atât de roz, îți pierzi libertatea. Trebuie să știe totul despre tine și asta te face să te simți ca un copil mic și cel puțin eu îmi doresc să fiu puțin mai independent de atât. Și în final, al șaselea semn că trebuie să pui punct relației și să o părăsești sau să-l părăsești este că te minte. Dacă vrei să nu mai ai liniște niciodată, atunci intră într-o relație cu o persoană care nu e onestă. Să te preocupe prea mult, să-ți dai seama dacă te minte partenerul tău, vă va ocupa prea mult spațiu mental și nu te vei mai concentra pe alte lucruri importante pentru tine. Poate să arate de milioane, să fie un super model, dacă nu ai liniște și siguranță în relație,
nu te vei simți bine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!